say? A de cucete, măsura lui A, egală cu măsura lui B, și la 60. 60 de grade. Ducem o înălțime din deșnice. Deci din D și din C ducem înălțim. D de 1 și C, C. O să avem că A de 1 și C 1, B sunt egale cu 1. Da, că 6, 8 minus 6, 2 împărțit la 2 și înseamnă că A de 1. A da. De prim egal cu C prim B și egal cu 1. Da, CB egal cu 2. CB egal cu 2. Pentru că aveți un dreptunghi și 30 de grade. Deci ăsta e de 30 de grade, da? Da? Și dacă asta e care se opune exact. 1... CB va fi 2. AD și CB. AD și CB vor fi 2. 2. 2 și 2. Deci putem să aflăm acum AD de prim, din teorema lui Pitagora. Și o să fie 2... Din clipa în care am pasta de 2, pasta da. De 1, D de prim, este foarte ușor prin Pitagora. O catetă, este 4 minus 1, deci radical din 3. Radical din 3, da. Mm-hmm. Și gata, problemă. Și baza mare o știm, baza mică o știm și radical din 3, înălțimea, aria este da. Banal. Da. Deci astea merg foarte iurete. Da. Le mai dau și altfel, nu-mi fac. Nu putea să le dai test așa. Gata, am găsit una, test 6. Da. Frumoasă am găsit-o, profesor. Să nu fii prea frumoasă. Nu, da. nu. În ipoteză triunghiul ABC. În ipoteză... Triunghiul ABC. A, B. AD perpendicular pe BC. AD perpendicular pe BC. Cu D aparține lui BC. D aparține lui BC. Ce? Știm că AD e egal cu 12. Testul 6, da? Da. AD e egal cu 12. Da. Să aflăm. A, știm că AD e egal cu 12. Cosinus de C e egal cu 15-13. Egal cu 15-13. Sinus de B egal cu 3 pe 5. Să calculăm lungimea laterii BC. BC egal cu 5. Da. Câte din astea n-am făcut? Mm-hmm. Foarte bine. Figura. Figura. Deci un triunghi ABC oarecare, da? Da. A, B, C. A de înălțimea. A de 12. A de ca mărime 12. Cos de C. Cos de C egal cu 513. Cos de... Gata, demonstrație. Începem. Cos de C egal cu 513. Egal cu cos de unghiul C, egal cu cateta alăturată. Egal cu cateta alăturată pe ipotenuză, adică CD supra ipotenuza care e AC. Supra AC. Nu sunt egal mai departe. Și egal mai departe, 13 CD. 13? Nu, 15 pe 13. Da, 13 CD egal cu 5 AC. Deci, nu? 13 CD. CD egal cu 5 AC. 13 C de egal cu 5 A C. Și nu se va fără mental. Corect. Acum sinus de B egal cu 3 pe 5. Sin de B. Sin de B egal cu 3 pe 5. Și sinus e cateta opusă, adică 12, supra ipotenuză AB. Supra AB. Și rezultă că de 3 ori AB egal cu 3 pe 5. 3 pe 5, da. De 3 ori AB egal cu 5 ori 12. 60. Da, dar ne trebuie 5 ori 12 ca să simplificăm 12 cu 3. Da, da, da. Și o să avem că AB egal cu 20. AB. Deci dacă simplificăm prin 3 la numărător, aici vine 4, AB egal cu da. 4, 5, 20. Putem să-l aflăm pe DB din teorema lui Pitagora. AB egal cu 20, iată... AB egal cu 20, avem da. Și până că AD... AB e 20. Avem AD 12 și l-aflăm pe DB din teorema lui Pitagora.
Și putem să aflăm pe DB, da? Da, și la fel. Deci în triunghiul ADB, zicem, deodată DB pătrat este egal cu... Cu AB pătrat minus AD pătrat. 20 pătrat AD minus 12 pătrat. Și face 400. Minus 144 și egal cu 256, da? Adică DB... 16. DB... egal cu 16. 16. După egal cu 16. Bun. Avem că 13 CD egal cu 5 AC. 16, da? Da. Mai avem o informație pe care nu... Nu prinde, da? A, ba da, că 13 CD egal cu 5 AC și mai avem din teorema lui Pitagora în ADG că AC la a doua egal cu AD la a doua plus CD la a doua. Și îl prindem și pe CD și pe AC. Dar nu două vrei pe teorema înălțimii? Da, așa vreau să zic. E mai ușor, o știi și pe AD și pe BD și va vrei pe CD imediat. E mai ușor. Asta vreau să zic. Asta vreau să zic. Teorema înălțimii, că nu e un din nou de șcare aici. Așa. Așa. Bravo. Așa. Așteptam. Mă bucur erau de mult. Bravo, Miruna. Nu tot timpul. Era o înălțime, nu m-am trebuit dreptunghic. Seamănă, domnule. Da. Dar nu lăsare. Nici vorbă. Da, Miruna, asta merge așa cum ai spus, ca în triunghiul ACD. Deci, în triunghiul ACD, o spunem că AC pătrat egal cu, zice Anca? AC la a doua egal cu AD la a doua. Plus CD la a doua. Și avem AD la a doua, 144. Deci vine cât? AC 12. Egal AC pătrat, scriu încă o dată, da? Egal cu AD pătrat, 12 pătrat, 144, plus CD pătrat. CD pătrat. La dat de desubt, pun că 13 CD, putem nu? Să scoatem pe CD, ca să nu mai... Bine, CD egal cu 5 AC. E 13. Și scriem aici, punem. Facem, locuim. Locuim acolo și vine AC pătrat. Adi fundul. AC pătrat este egal cu 144 plus 5 AC pe 13. Da, 5 AC pe 13. 25 pe AC pătrat supra 169. 169, da. Amplificăm în partea asta cu 169. Ducem ăsta în stânga de și scoatem un factor comun. Da. Și vine AC pătrat pe lângă. AC pătrat pe lângă 1 minus... 1 minus a... Minus 25. Minus 25. 169 egal cu 144. Hai, înțelegeți, mergem la calcul destul de repede, că acum suntem... Aducem acolo, nu se rezolvăm la aceeași unitor. Aducem la aceeași unitor. Deci vine AC pătrat egal cu... 1 AC pătrat pe lângă 169. Minus 25 pe 169 egal cu 144. AC pătrat... AC, ori 12 pe 13 la a doua. Scădem acolo, 144. 12 pe 13 pe totul la a doua. 12, Miruna zice, 12 pe 13 totul la a doua, egal cu 12 la a doua. Miruna, ne era bine să las 12 la a doua, 12 la a doua simplific. Da, da. Deci zicem AC pătrat. Ori 12 la a doua, 12 la a doua, supra 13 la a doua, egal cu 12 la a doua. Așa împărțim ambii membri prin 12 la a doua. La da? Ce este AC pătrat? Și de apare ca AC pătrat. AC pătrat supra 13 la a doua, egal cu 1. AC pătrat egal cu 13 pătrat. Da, cu 13 pătrat. Adică AC simplu egal cu 13. Da. Și am aflat pe... AC, dar noi trebuie să aflat pe BC. AC? Și acum din pe 13. Și acum din ADC, teorema lui Pitagora, și l-am aflat pe CD. ADC, teorema lui Pitagora. Și l-am aflat pe CD. Și l-am aflat pe CD. Și noi avem de aflat pe C. Și l-am aflat pe CD. Da, și CD nici mai trebuie pe... A, sau cum vreți. Uitați acolo, 5 AC pe 13, cum vreți.
13 pe 13 și 5. N-am aflat că e CD, da. Și atunci BC e 21. Deci iată că CD CD de desubt este egal cu 5 și din cele două rezultă că BC e 21. N-a fost grea. Da, o problemă. N-a fost frumoasă? Pe unde? Acum vă dau una frumoasă. Da. Hai să vedem ce a fost aici. Să știm funcțiile trigonometrice, să le aplicăm. Cosinusul, sinusul și tot a fost la îndemână. Da, și să nu cădem în capcana în care am căzut eu când am fost atent. Scoadu-s. Foarte tare, foarte clar. Da, deci punctăm acest lucru. Punctăm, eu ce zic? Ca să nu se repete vreodată. Deci teorema catete, teorema înălțimii, teorema Pitagora, nu mai în triunghiuri, dreptunghice. Da? Există teorema Pitagora generalizată, care merge în orice alt triunghi. Când zice pătratul unilaterii, suma pătratelor celorlalte două ori, minus de două ori produs, da? Minus de două ori produsul lor, ori sunt și dintre ele. Deci, toate acestea sunt lucruri care trebuie bine, bine știute ca să nu apară momente de confuzie. Să nu picăm în păcat. Greșelile acestea care sunt de neiertat. Îi mai dau una ușurică, așa, să vedem... Da. Deci, care e reacția. Da, exact. Ce constatăm? Dacă se lucrează, începi să simți, te duci pe problemă, un mușchi din ea, te... Dacă nu lucrezi, te uiți la orice, nu înțelegi nimic. Exact. Nu? Deci totul este antrenament, muncă, muncă și iar muncă. Deci problema numărul 3 de la același test, 6, ca să le epuizăm. Cât 6? Da, testul 6 le-am făcut pe toate 3. Cam așa. Da, 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 imediat. O să facem și pe asta și după aceea. Nu vreau să nu vreți o gură de apă? Da, chiar vreau. E, mai nici totul mă uitat, nu știam ce-mi doresc. Apă. Da. Vă scriu ipoteza cât, da. Sau cum vreți. Hai, te rog. Mă gândeam să scrie după. Avem o chestie că înălțimea într-un triunghi echilateral e... Da, Gigi, ajung îndată. Da. Bine. Mă, duci și-o după Gigi. Păi da, asta e soluția. Da, asta e soluția. Te duci prima trei. Da. De la testul ăsta, avem așa, în ipoteză, duci și scrie. Test 7. Nu, tot 6. Triunghiul ABC. Pare că, cred. Avem AB egal cu 15 copii. AC egal cu 20. Face cineva de ușă? Nu. BC egal cu 25. Să arătăm, deci asta să dau. Da. Să arătăm un concluzit, un profesor, amic, imediat vă spun toate și plec. Da. Arătați că triunghiul ABC, să arătăm că triunghiul ABC e dreptunghi. E. Că 25 la 2 egal cu 20 la 2 plus 15 la 2. Nu știu. De. E. Habar n-am. Sinusul unghiilor B și C, sinus de B și sinus de C. Să vedem. Și la cenii, lungimile, medianii din B, determinați lungimile, medianii din B a triunghiului. Lungimile. Medianii din B. A trebuit din două, de două trei tăpuri, în proșet, bravo, da. A trebuit două mediane. Păi da. Și din B? Poate din B și din C, să zic și eu. Lungimile, da, o să vedem. Mediane din B. Aici cum scriu? Mediana din B, domnule. Mediana din B, deocamdată. Exact, una. Mă, indice la subină? Da. Bine. Mediana din vârful B, M, indice B, egal cu 5. Pornim la treabă, să dăm un triunghi oarecare.
Păi, în prima ABC putem, știm că 25 la 2 e 625, AC la 2 e 400, AB... Dar stai cu de ce, de ce păi asta? Păi, pentru că dacă avem BC la 2 egal cu AC la 2 plus AB la 2, trunghi sigur e drept trunghi. 625 egal cu 400 cu 225. Deci, da, și e drept unghi. Deci, trebuia să dovedim până la primul punct că triunghi este drept unghi. Ce? Vreau să meargă? Să ținem urât. Nu trebuie să pierd timp. El n-are test mâine, știți? Am înțeles. Să te duci la Incubus. Și a rezolvat. Haideți să facem o figură totuși, vă rog. Un triunghi. Îl facem drept unghi, că acum știm. Da. A, B, C. Avem ca B, B, 15. Îl punem pe B, C să fie așa. Ime schimbăm, da? Nu, e bine, nu? Ba da, că B, C de să fie ipotezia. 25, da? Da. 25. 15, B-ul aici. Și C-ul, Miruna, știi de ce? Partea asta e mai mică. 15 și asta e de 20. Da. Și vedem că verifică. Este, este, că deci ne întrebăm, BC pătratul are egal cu semnul întrebare cu AB pătrat. 625 egal cu 400 plus 225. De ce? AB pătrat plus AC pătrat? Da. Da. Pentru 625 egal cu 400 plus 225. Și așa cum spui tu, 625 este egal cu 400 plus 225. 625. Avem sinus de B va fi cateta opusă supra ipotenuză 20 supra 25. Deci sin de unghiul B. Sin de B egal cu 20 supra 25. Adică, confundu-mă tu, sin de B egal cu? Sin de B egal cu 20 supra 25. Da, 20 supra 25. Egal cu, simplificăm prin pronul 5, mai bine. Da? Deci face 4 pe 4 pe 5. Da. Simt de ce e 15 pe 25, cateta opusă 5 pe 25. 15 pe 25. 3 pe 5. 3 pe 5. Și ce mai vrea? Mediana din B. Ducem o mediană din B. Din B vorbește vârf cu mijlocul, nu? Da. Păi e simplu, că avem 15 10, că dacă e mediană în partea aia în două, 15 10. Da. Teorema lui Pitagora? Nu, teorema. A, da, da, teorema lui Pitagora. Deci merge și asta, da? Da. 5 cu 10, trângem tot. B, B1. Da, BB1 va fi BB1 la a doua. Deci zicem BB1, B, B1. Egal cu 325. 325. Nu, nu. De ce 325? Păi 25 pe 2, 225 și 10 la 2, 100. 15 la pătrat, 225, da. Și plus 10 la pătrat, plus 100. 100. Deci 325. De unde BB1 simplu? BB1 va fi egal de 325, 25 ori cât? 25 ori 4, 4, 1. 4 ori 3, 12, 13. 25 ori 13. Într-o 100 din 4 ori, deci 5 ori 4, 300. Deci 3 ori 4, 12 și odată 13. Deci va fi egal cu 5 radical de 13. Bun. Și acum am zis niște probleme care trebuie nu mi se așa la... La prima citire? Nu la prima citire, dar îi... să notez cu el și să le apuc toate funcții de el și... Aha. Hai să vedem. Zicem, așa. Păi mai multe sunt puncte. Ia să-i zic și eu, să-i spun la mama.
să întoarcă la troiță acolo. Deci să nu ducă până la poarta... Eu n-am telefon. Da, îi spuneam. Să nu ducă până la poarta fermei. Dictează. Aflați area dreptunghiului ABCD știind că... Area dreptunghiului? Area dreptunghiului ABCD știind că... Deci, în ipoteză, nu. Vorba ca ABCD e un dreptunghi. Atât. Știind că... Și acum, punctul A. Area lui ABC egal cu 42 cm pătrați. Aria egal cu 42 centimetri pătrați. Aria lui ABC. A lui ABC? Da. Aha. A, păi eu cred că e ori 2 aria lui asta. Sigur că da. Dar era o, vreau să le iau plătele la drept. Da? Deci câte vreme e un dreptunghi și tu știi jumătate din arie, nu? Iată, A, B, C, D, știi pe A, B, C, nu-i una? Are 42, apoi da, area totală e dublu, nu? Aria lui A, O, B, aria triunghiului A, O, B, B. A, O, B. O e A, C, acum, unde AC intersecta cu BD egal cu O. Așa. Area lui AOB egal cu 24 cm pătrați. AOB egal cu 24 cm pătrați. Cât este area dreptunghiului? E 24 pătrați. Așa-i. Ca triunghiurile să sunt de aceeași ani. Sunt echivalente. Știi de ce vreuna? Pentru că orice înălțime ar duce, nu? Nu, dar deocamdată mediana, știi, când bate triunghiul, două triunghiuri echivalente. Da. E mediană, că de adevărat se înjumătățesc. Da. Da? Da. Deci și cât este atunci, aria lui ABCD? 96. Va fi de 4 ori câte 24 și face 96 cm pătrați. M-am complicat acum, am dus mediana, am dus înălțimea, am notat cu el, am făcut... Da. Deci eu așa am făcut în prima dată. Am făcut prin punctul O să las mama? Ca să... Da, ca să merg să mă duc pe de... Aria triunghiului ABM. La punctul ce, da? Aria triunghiului ABM egal cu 18 cm pătrați. Da. Unde M este pe deschis. Diana, nu te duci până la poarta fermei, ci acolo la intersecție când se la 2-300 la intersecție. Așa, la intersecție cea unde s-a pucat spre, nu știu ce localitate este acolo, dar cu 200, așa, cu, el este acolo în intersecție, acolo îl găsești. Întoarce în intersecție, da? Bine. Așa. Unde M este pe DC, oriunde? ABM? ABM, unde M este pe DC. Pe DC. M, pe aici, până la, da? Știi? A, B, M. A, B, M. Păi... Dacă știi pe A, B, M, unde M se poate plimba oriunde, câtă va fi area triunghiului? A dreptunghiului. A, M, B, O, 2. Da. Ai motive? Da. Pentru că... Ce motive? Hai, a zis tu, da. Te lasă bine. Că zis, are motive. Zi, vină cu motivele. Păi avem A, D, congruent cu B, C, din ipoteză, avem măsura unghiului B, C, E, egal cu măsura lui A, D, M, de 90 de grade, mai aflăm... Spune-o. Ce nu știu.
frate. Băi, area triunghiului AMB cu cine este egal? Cu baza AB ori înălțimea supra 2. Și cum înălțimea aia egală cu AB? Și egală cu AB? Da. E clar. Deci, cât e de simplu, nu? Are, deci, egal cu baza ori înălțimea supra 2. Dar la dreptul cât e? Lungimea rățelor, mai în partea 2. Atunci, de ei, AB egal cu 8, 3 ca din 3. Deci, cât este de aici? Hai să terminăm aici. Area lui AB CD va fi de două ori area lui ABM. Și este egal cu 2 ori 18 și egal cu 36 centimetri pătrați. AB este egal cu 8 radical din 3. La punctul D, da? AB egal cu 8 radical din 3. 8 radical din 3. Și măsura lui CAB egal cu 30. CAB egal cu 30. 30. 8 radical din 3. Și măsura lui CAB 4 radical din 3. Egal cu 30, ăla e din 90. O să aflăm repede pe aia. Haideți să punem pe da, figură. Deci fac la altă figură să știți de acolo, să o încărcat. Și gata, că acum m-am prins și eu, dar da? M-am completat cu mama. Păi, dar n-am găsit, nu m-am dus. Deci asta pe Google Prof Online? Le-am dus, asta o dus iar da, el. Păi simplu. Pe Google se tasează Prof Online și cauți acolo și găsiți toate problemele care te frământă. Da? Ia să vedem aici, să le zicem și noi, că AB e de 8 radical din 3. 8 radical din 3. Și că în măsura CAB, 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 adică unghiul ăsta e de câte grade? De 30 de grade. AB 30 grade. Păi atunci, cum AB că e de 90, rezultă că AC va fi 16 radical din 3. AC? Da, 8 radical din 3 ori 2. Că AB că e de 90. Da. Da. Ah, nu, că nu-i BC, da. Nu-i latura opusă. Da, nu-i BC. Nu-i BC? Aducem... Ce funcție leagă catetele între ele? Că ți-ai zis catetele. Are un niciun dreptunghi, nu? Dar și cu unghiul de 30 de grade vreau să leg. Ce funcție trigonometrică? Sinus. Sinusul se duce cu ipotenuza. A, tangentă și cotangentă. Da. Tangenta. Tangentă de 30, deci în triunghiul ABC, zicem tangentă de 30 de grade, egal cu cateta opusă, BC, nu? Da. Supra cateta alăturată, supra AB. Și egal cu 30 grade radical din 3 pe 3. Exact. Echivalent. Zicem echivalent. Tangent de 30 grade este cât? Radical din 3 pe 3. Da, radical din 3 pe 3 egal cu BC. 8 radical din 3. Și radical din 3 radical din 3 duc. Să avem... Nu, nu, nu. Păi, radical din 3 ori 8 radical din 3. E 8 radical din 6. Dar cu 3 cu 3 ori. Am înțeles, mai târziu, dar nu pot simplific acolo, da? De BC de aici, pe luna, este egal cu radical din... cu 8 radical din 3 ori radical din 3, supra 3, nu? Că așa s-a făcut. Da. Egal cu 24 și 3 cu 3 se duc cu radical și ori zice 8. Da. Sigur, da? BC. Și dacă știu, ai aflat-o pe BC, știi pe AB, area rapid. Da. Deci când avem un unghi dat nu ți se dă degeaba. Avem un unghi dat și o latură, e gândit repede, sinus, cosinus, asta da, e... Da, da, păi trebuie să te lești. Unghiul ăla nu ți l-a dat degeaba. Da. Deci asta trebuie să aveți în vedere că... Avem un unghi și o latură, gata. Și mai ales că ai sinus. Un unghi de o valoare a cărui sinus, cosinus, tangentă, cotangentă, o știi. O știi deja, da? 30 și 60 și 45, la astea aveți valori știute. Da. Și atunci neapărat trebuie să mai legați. Dacă nu legați asta, nu aveți cum să mișcați problema. Da.
avem probleme. Hai. Noi stăm pe clasa 11. Păi... Stai și pe clasa 11, nu stați cu noi, nu? Da, sigur, da. În momentul față stau, cum să nu. Păi, mama s-a dus să... Tu îți mai ai de lucru, nu? Nu. Păi, bă, da, dacă nu mai vrea să rămână... Da, mama s-a dus acum să rezolv problema asta, eu de ce cum să nu stau? ABCD este un trapezor cel. Da. Testul care? Nu e niciun test, sunt probleme. O problemă, da. Da. ABCD este în ipoteză. Da. Avem ABCD, trapez sus cel. Trapez? Sus cel. AB paralel cu CD. AB paralel cu CD. AC perpendicular pe BD. AC perpendicular pe BD. AC intersectat cu BD egal punctul O. Egal mulțimea formată din O. AO egal cu 12 radical din 2 cm. AO egal cu 12? Radical din 2. CD egal cu 18 cm. În concluzie, să aflăm area și perimetrul trapezului. Area lui. ABCD și perimetrul ABCD. A, B, C. Facem poza. D? Da, facem poza. Și perimetrul, lui A, B, C, D. Facem și noi o figură. Deci un trapez isoscel. Atunci de sus să iau. Da. A, B, C, D. Că zice A? Da. A, A, B paralel cu C, D, de acord. Uh-huh. A, C, perpendicular pe B, D. A, C, perpendicular pe B, D. Da, îl facem noi. A, C, perpendicular pe B, D. Dacă nu iese, mai punem. Sigur că da, o să spunem asta, n-am fost atenți, puteam să gândim figura să fie perpendiculară, dar marcăm da, acolo că este perpendiculară. O este punctul de intersecție al diagonalelor, nu? Da, 12 radical de 2. Dacă e trapez isoscel, AO egal cu OC, nu? AO da. Cu OB, Miruna. Aha, și da, AO cu OB și DO cu OC. Sigur că cele două triunghi sunt da. Isoscele. Să avem 12 radical din 2 deci, și 12 radical din 2. AO, deci asta este 12 radical din 2. Adică e 12 radical din 2. Sus cel bun. Da. CD egal cu CD 18 cm. CD. CD. Baza mare, da? Da. 18 cm. Area și perimetru. Bun. Ducem înălțime din A. Din A și din B. Nu și din B, doar din A. Ca să avem pentru arie. Nu? Deci, pentru are, da. Iată, am dus perpendiculare A1 și BB1, da? Dar de ce o ducem și BB1? Ca mă gândesc dacă aș... Ar fi A1, B1 cât AB. Dacă trebuie să ce, bine. Da? A1, ducând perpendicularele acestea, da. DA1 ar fi cât D1C. De regulă, la trapezul cel fac pe amândouă. Avem triunghiul AOB dreptunghic. A? OB dreptunghic. OB dreptunghic. Da. Știm două laturi, deci putem să o aflăm pe AB.
De acord că e dreptunghi, da? Da, așa da. Teorema. Deci asta o știu, asta o știu. E demonstrație. Da? Începem da. Demonstrația. Te rog, da? A de la a doua egal cu 2 ori 12 radical din 2. Care? 2 ori 12 radical din 12 radical din 2 la a doua. Da. Da? Când vine a o pătrat plus o b pătrat și atunci i-a zis de două ori asta, da? Și a b pătrat egal cu 2 ori 144 ori 2. 2 ori 144 ori 2. Și a b este egal cu 2 ori 12, 24. 2 ori 12, adică din 2 la 2 la a doua, a zic așa, 2 la a doua ori 12 la a doua. Da. Da? Și egal cu radical din 2 la 2, 24. Și atunci abezi, face 2 ori 24. 12 și egal cu 24. Avem baza mică, avem baza mare, înălțimea trebuie să mai aflăm. Păi dacă... Oare am dus... Baza mică, baza mare... Cred că trebuia să schimbăm, că AB e mai mare. AB e mai mare și nu iese, vedeți că... Deci AB-ul cât ne-a dat? AB-ul este 24. Bine, hai să schimbăm. A, B, C și D. Și ne afectează cu ceva la ce am făcut până acum? D de 1, să zicem aici. Și... CC1. Da, o să avem că... Și se schimbă și acolo 18. Unde? Da, la DC. 18 va fi sus. Da. Atunci și A, D prim, C prim, D prim, C prim, 18, da. Deci de 1, toate astea e 24. Deci 24 minus 18 împărțit la 2. A de prime 3, C prim B tot 3. Deci 3 asta, da? 3, da, 3, 3, 3, 3 18. Și 18. Așa, acum, na, și mergem între unghiul dreptunghic, ce trebuie avem? De prim B. D de prim B, că știm D prim B. D, știm. De prim, D de 1, B, da? D de 1B. D de 1B, dar să vedem, de 1B îl știm, dar de B nu știm. Păi, da. De 1B îl știm, dar nu știm pe DB. DB ce? Asta toată știu cât este. De 24. Și aici e unde? A, și da, și între unghiul, mergem între unghiul AOB și îl aflăm pe AO sau pe exact, OB. Exact, între unghiul AOB, o să spunem că... De rezultă din teorema lui Pitagora, că 24... Ca AB pătrat, da, AB 24 pătrat, 24 la a doua, egal cu de 2 ori... 2 ori AO la a doua. AO pătrat. A, dar stați, noi îl știm pe AO. Nu știm. Ba da, 12 din 2. Așa. Și nu e D-O cu O-C. Știți? Că noi am schimbat. AO de data asta. Noi am schimbat, am schimbat cum am pus. Da. Și da. Ce se schimbă acum dacă nu, mai, nu ne-am mai folosit? Trebuia să lăsăm așa. Nu trebuia să lăsăm așa, că trebuie să le rezolvăm acolo. Deci noi nu mai știm AB-ul acum. Nu? Îl facem acum. AB-ul? AB-ul o să fie 24. Păi da, am zis că AB-ul 24. Da. Și da, și... Numai că schimbăm, zicem că AO și OB sunt 12 radicali 2, nu... AO și OB, da? Da, nu și OB. Și când facem treaba asta... E tot 24. 24. Da. Da, păi am mers că e 24. Da, deci nu... No, acum ne ducem la D-O-C, Miruna. Da, exact. Între unghiul D-O-C. Acolo trebuie să ducem, da? Deci între unghiul D-O-C... Dreptunghic în O, să zicem 18 la pătrat. 18 la pătrat egal cu 2 ori D-O la pătrat. 2 ori D-O la pătrat. 18 ori 18, unde ești tu? 18 ori 18, facem. Ia să vedem. 324. Deci din 324 este egal cu de 2 ori D-O. D-O la a doua. De unde D-O la pătrat. D-O la pătrat egal cu 324 pe 2. Da. 324 împărțit la 2 e...
162. 162. Atunci de 8. În cazul radical din 162 și egal cu 162,81, 9 radical din 2. 9 radical din 2. Deci face 9 radical din 2. 2 e 9 radical din 2. Deci și eu că e 9 radical din 2. Deci DO egal cu OC și egal cu 9 radical din 2. 9 radical din 2, deci plecat din 2 și plecat din 2. Și acum avem tot ce ne trebuie. Trebuie să aflăm... O știm pe acel, în totalitate. Avem când... Da? Bună seara! Zi-mi, Tudor! Păi nu se cuien, mă, mai jos, nu trecem de... Deci nu se trece. Păi, Tudor, ce faci? Păi, mă, aici se întoarcă în intersecție. Deci în intersecția aceea. Mihaela, întoarce-te înapoi și acolo la intersecția aceea unde s-a... să mergi, nu știu, spre... Nu la vasul lui, mă, mai jos, la fermă, la fermă, mai jos un pic. Dacă știu pe DO... Da, acum ne ducem într-un unghiul COB, care e dreptunghic. Da. COB e dreptunghic, știm că OC e 9 radical din 2, știm că OB e 12 radical din 3, aflăm pe CB, și apoi ne ducem într-un unghiul C prin B, care e tot dreptunghic. Alo? Și avem... Alo? Unde ești tu? Tot în intersecție acolo, la roșiori? Acolo, da? Uite, vine Mihaela mai. Și... Poftim? Să ne ducem într-un unghiul OCB și avem că OB e 12 radical din 3. Într-un unghiul care? OCB, dreptunghic. OCB. Dreptunghic. Unghiul dreptunghi este? În COB. OCB. E dreptunghic. Da. Avem că OC e 9 radical din 2, OB e 12 radical din 3. Da. Deci vom avea că CB la a doua. Deci, zicem CB. La a doua este egal cu orice pătrat. Orice pătrat. 9 radical din 2 la pătrat. Bine, 9 radical din 2 la pătrat. Plus 12 radical din 2 la pătrat. Radical din 2 la pătrat. Deci 10 pătrat egal cu 9, 81 ori 2. 81 ori 2. Plus 184 cred. Da? Deci 81 ori 2, 162. 2 plus 288. 162 plus 288. Ce face? 350, cred. 450. Cred. Da? Păi 2 cu 8 de 0, 9 cu 6 de 15, 2 cu 450. 450, bine? Da. Da? 3, 400, da. 450. De unde e? BC simplu. Este egal cu 5 ori 9 ori 10. Deci 3 la 2 ori 5 ori 9 10. Ori 10, ai spus, da? Ori, da. Ori 2 ori 5, atunci de rău. Da, și cred că e 5, nu? Și iese 5 și 3, 15, radical din 15 2. BC este... BC la pătrat a fost așa, da? Da, da, BC la pătrat. De rezultă că BC simplu... BC va fi egal cu 15 radical din 2. Și da. Asta am aflat și pe BC. Așa, și dacă am aflat pe BC, ne ducem perimetru. Nu,
Ne ducem în triunghiul CC prim B ca să-l aflăm pe CC prim, ca să aflăm... CC prim sau CC1, ca să aflăm și înălțimea, da? CC1B, ca să aflăm înălțimea în spațiu tot. Corect. Hai, zicem. În triunghiul CC1B, CC1B, zicem... CC1, în măsura lui CC1B egală cu 90 grade. Măsura lui CC1B. CC1B. Egală cu 90 de grade. Rezultă din teorema lui Pitagora că CBC la a doua, care e egal cu 15 radical din 2 totul la a doua. 15 radical din 2 totul la a doua. 15 radical din 2 totul la a doua. Egal cu 9 plus C... 9 asta. Da? Plus CC1 plus CC1. De unde se poate CC1 pătrat? 225 ori 2, 500, nu? 215 la pătrat. 450. 250, da? 225 ori 2, 450. Egal cu 9 450 minus 9, da? 441. De unde e CC1 simplu? CC1. Radical din 441. Se împarte prin 3. Prin 9 chiar. Cu 44, 8 și cu 1, 9. 9, da. Și vine... ia să vedem. Ce? 4, 4, 1, deci cum pune? Prin 9. 9, 4, deci și 4. 5, 9. 45, nu. 4, 9, 3, 6. 4, 9, 3, 6. Rămâne 81, e... 49. 7 radical din 49, domn profesor. Da? 49, 9. Deci face radical din 49, ai zis? Ori 49, ori 9. Ori 9. Da. Și atunci 7 radical... 7 radical. 21. Și acum puteți să aflăm perimetru și gata. Tot. Deci acum zicem. Aria lui ABCD egal cu? Este egal cu B de AB ori AB ori plus de C. Așa, AB plus de C ori înălțimea ori CC prim ori CC1 supra 2. Adică 18 plus 24 plus 18 ori 21 pe 2 ori 21, totul pe 2. 2. Și face 40 42 ori 21 pe 2, 42 adică ori 21 ori 21. 21 la pătrat și 2 de pătrat. Și că zic că 21. 21 la pătrat, 41, tocmai la față. Da. Ce perimetru? Și perimetru? 41 cm pătrat. Da. Chiar perimetru? BC era... până la BC-ul, 15 radical din 2, 15 radical din 2, plus, nu, 2 ori 15 radical din 2, că-i trape tot cel, plus 18, plus 24. De 2 ori, nu ăsta? Da. 2 ori 15 radical din 2, radical din 2, plus 18, plus 24. Plus 42, 30 radical din 2, plus 42. 30 radical din 2. Plus 42. Dăm un 2 factor comun. Plus 40 și câte 2. 2. 42. Dăm 2, 6. Chiar un 6 merge. Da. Egal cu 6. 6 radical din 2 plus 7. Plus 7. 7 plus 6. 5 radical. 6 pe lângă. 5 radical din 2 plus 7. 7. Și iată cam am și în perimetru. Am mâna foarte faină. Deci aici... am mâna foarte faină. Da? Așa. Ia să vedem. Voci pe? Sigur. ABCD este un paturatel convex. Să se arate că area lui ABCD este mai mic sau egal decât AC ori BD pe 2. În ce caz avem egalitatea? Ce înseamnă un paturatel convex? Înseamnă că diagonalele sunt perpendiculare. Nu. Dacă aș zice ortodiagonal. Ortodiagonal. A, deci... paturatel convex, că nu se duc... că nu se întâlnesc. Știți că este așa. Și așa, așa, nu, da, nu-i mai... Îl poziționează de în aceeași, în
în aceeași parte față de fiecare latură. Da, ca să nu mai fie ceva în afară. Deci nu îl taie în interior. Da. Prelungirea laturii nu taie în interior. Asta înseamnă un patrater convex. Bun. Ia să vedem ce reușim acolo. Legătură cu... Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest să arate că, concluzie, deci asta este în ipoteză, concluzie că area lui ABCD e mai mică sau egal decât AC ori BD supra 2. Ori BD supra 2. Deci, să faci un desen. Da? Deci nu sunt... nu-i trapez, nu-i parlogram, nu-i nimic, da? A, B, C, D. Și are acesta? Deci să arătăm că area acestuia e mai mic egal decât AC ori BD pe 2. Păi, area unui patrulater convex are partea diagonală la AC ori BD pe 2. Da. Și mai zice aici să se arate în ce caz avem egalitatea în cazul în care e patrulater ortodiagonal. Da. Asta am întrebat deja. Da. Da. Acum asta. Păi, cât e ca patrulater convex? Păi nu am o formulă. Ne gândim așa ce am putea face noi aici. 2 triunghiuri puncte. Area adunată de 2 triunghiuri. Da? Te gândești la o chestie de asta. Ducem o perpendiculară într-un unghiu ABC și într-un unghiu ADC. Chiar aia, că ne-am dus sus. Deci, uite așa, deci, nu? Da. Așa aici. Și asta, în partea asta, pe vedea, nu? Mhm. Și atunci, cu cine ar fi aria? Aria cu D de prim, ori AC. Este baza AC, să zicem așa, ori înălțimea BB1. Așa, și reprindem, vedeți că reprindem cu AC. Așa. Pe amândouă. Deci avem că area lui A de C egal cu D de prim. Baza ori B de 1. D de 1, da? Da. Ia să vedem. Hai să începem, să vedem cine iese. Deci punem că... Area lui A de C. Area lui A, B, C, D. A. Este egal cu area triunghiului A, B, C. A, B, C. Plus area triunghiului A, D, C. A. De ce? Și egal cu ABC înseamnă AC ori BB1. AC ori BB1. BB1. AC pe 2. Pe 2. Plus AC ori AC ori D de 1. Pe 2. D de 1 supra 2. Și o să avem că AC pe lângă. AC pe 2 chiar. AC pe 2, da. AC pe 2. AC supra 2. Pe lângă BB1 plus DD1. BB1 plus D. D1. Și ar trebui ca BB1 plus DD1 să dea BD. Să fie mai mic sau egal cu BD. Păi și e. E. Cum putem? Pentru că distanța... Ce este DD1? E catetă. Catetă, da. Deci nu e dreptunghic aici. Iar DO, ce este DO? Tot catetă. Nu? Nu, nu, nu.
Păi da, n-ai două catete. Da. Ai aici cateta. Asta e două ipotenuză. Și cum este ipotenuza totdeauna față de catete? Mai mare. Mai mare. Deci, da? Gata. Gata, ne lipim de problemă. Și zicem acum. Hai să zicem. În triunghiul, în triunghiul DD1O, DD1O, deci în triunghiul DD1O, avem că DD1 e perpendicular pe pe AO, da. Rezultă că DO ipotenuză. Nu? Că se opune unghiului 90 de grade. Și întotdeauna ipotenuza DO e mai mare decât oricare din catete. Mai mare decât DD1. Și mai mare și decât OD1, dacă ar fi să judecăm. Dar noi atât ne ocupăm. Analog, în triunghiul BO, B1, avem ce? Că BB1 e perpendicular pe AC. Deci rezultă că BO este ipotenuză în triunghiul respectiv. Și atunci ipotenuza BO e mai mare decât DD1, decât BB1. Trag liniște la un membru cu membru și zicem DO plus BO, BO plus BO, mai mare. Da? Da. Mai mare decât DD1 plus BB1. Dar BO plus BO ce este? BO plus BO este BD. E BD, da? Deci BD e mai mare decât DD1 plus BB1. Și acum înmulțim ambii membrii acestei inegalități cu AC2. Da? Da, deci cu AC2, da, ca da, să construim frumos inegalitatea. Da? Deci înmulțim cu AC supra 2 și ia, iată ce devine. BD ori AC2, BD ori AC totul pe 2, e mai mare egal, mai mare sau egal. Da? Mai mare. Și putem și egal când chiar pic în același punct, nu? Da. Mai mare egal decât DD1 ori AC2. Ori DD1 plus BB1 BB1, totul AC supra 2. Dar a DD1 plus BB1 ori AC pe 2 e tocmai area patrulaterului convex. Da. Deci avem ca area lui ABCD, care este mai mic sau egal decât BD ori AC supra 2. Și terminat problema. Nu? Frumoasă problema. Ce a prins aici? Că totdeauna într-un triunghi dreptunghic, ipotenuza e mai mare decât oricare din catete. Și atunci ce probleme? Îl facem, sigur. Doar nu-ți ne uita unii la alții. Până vine mama. Că aici va veni, nu? Ca să vă ia pe voi. Geometrie pentru o săptămână, nu? Uh-huh. Luăm mâine, not mare. Da, ne ajută mai să știe. Pentru tatăl meu aș dori să am de asta. Să surprinde despre că ați muncit așa de mult, nu se poate. Nu. Nu. Așa. Toată povestea este ca să vă disciplinați și să înțelegeți așa. Ieri am făcut setul ăla de probleme, unde prima problemă a fost foarte dificilă. Dacă acolo n-ai o strategie clară
Și anume face așa. Adică le iei în ordine, le citești pe fiecare. Vezi în ce măsură după 2-3 minute te prinzi sau nu de problemă. Și treci la următoarea. Că nu știi tu foarte bine gradul de dificultate. Corect este ca profesorul să organizeze în așa fel subiectul încât să se ducă gradul de dificultate să crească ușor. Adică tu să ai acces la prima problemă foarte repede. Marea masă a copiilor trebuie să apară la prima problemă. De ce? Pentru că așa își câștigă ei încrederea. Dar numai că, de obicei, la prima problemă de la test era foarte mult de rezolvat. Și ne mânca tot timpul. Să luceam la celălalt și nu mai aveam timp. Nu. Eu cred că acolo... Sunt numere. A ceea ce a fost la voi acolo de calculat, că mi-am test nou exercițiu acela, a fost datorită de greșelile tale. Că tu ai greșit acolo când nu ai simplificat fracțiile cele. Da. Deci aceea nu e o problemă pe care să o scoți în evidență. Zic, poate e problemă, ipoteză. ABCD este un pătrat. ABCD, pătrat. AB este egal cu 12. AB egal cu 12 centimetri. M se află pe DC. M aparține lui DC. Astfel încât. Așa încât. MC egal cu 2 de M. MC? MC. MC. Egal cu 2 de M. 2 de M. Și N este mijlocul segmentului BC. N aparține lui? BC. BC. Și M este mijlocul. Adică BN, BN, BN e egal cu N. Aflați, aflați area triunghiului AMN. Deci area triunghiului AMN egal cu cine? Da, are triunghiul. Deci desenăm și noi un pătrat. Deci A, B, C, D. A, B, C, D. Și de latură de 12, M pe D, C. Așa încât M, C, de 2, D, M. M, C, M pe D, C. Pe D, C. M, C, de 2 ori D, M. M, ca și m-aș împărți în 3 și M este aici. M, G, e de 2 ori D, M. Da. N, B e congruent cu C, N. Deci, N pe B, C. Pe B, C, la mijloc, da? Da. N. Și are lui A, M, N. A, M, N. Păi, area lui AMN e jumătate din area lui ADB. Jumătate din area lui DC... Nu. Deci trebuie să facem strategia de lucru, nu? Asta păi să ducem o perpendiculară din M. Din M? Da. Ca să... Pe AN, nu știu unde pică, nu prea mă gândesc. Putem să aflăm, putem să aflăm area... Ah, gata, gata, aflăm, putem să-l aflăm pe AM, putem să-l aflăm pe MN, putem să-l aflăm pe AB da, și după bun. Care area, imediat, după care area lui ABCD va fi area lui ADM plus area lui AMN plus area lui MCN plus area lui ANV și ne iese. Dar știm cât e AB și-l aflăm pe AM, așa, AD e 12. AB e 12, AD, da? AD, AD, AD e 12. A, AD. AD. Da, AD. Da, și AB. Da, și AB e pătrat. Deci toate sunt. Așa, DM știm cât e. D, C, 6, 6, 6, 6. DM, 4, 4, 4, 4. Ducem într-un U, AD, M, îl aflăm pe MA, apoi îl aflăm pe MN, îl aflăm pe AN. Iruna, n-am putea să aflăm marile triunghiilor. Pe asta e. Teorema Pitagora.
să luăm area tuturor triunghiilor de acolo și apoi facem scăderea, nu? Din area pătratului de care așa. Foarte simplu. Dar lua ADM, cum mai facem? ADM 12 am la 2 egal cu 12 la 2. Ce mai facem așa? Dacă facem. Păi cu cine este egalarea unui triunghi drept unghi? Cu 12 la 4 pe 2. Vedeți. 6 la 4. Păi 4, 12, nu? La 2. Da? Deci am aflat în felul ăsta area lui ADM. Aflu și area lui MKN. Da. Și a lui MBA. Da. Și scad din pătrat și rămâne asta în interior. Da. Foarte simplu. Hai, mai facem? Mai puteam face și altă. Să le aflăm pe toate laturile și mergeam pe Heron. Deci puteam să aflăm pe toate și merg pe Heron și rezolvam și area aceea. Da. Nu așa cum o punem. Ideea cea mai ușoară, minunată aici a fost, da? Asta cea mai simplă a fost, aflăm așa. Da. Cu sinus, nu cu are. Da, dar de ce nu vrei să faci la mea care se întează cu lângă? Le-am făcut, da? Da, dar nu, nici așa. Și aici nu era cu lânt. Nu era cu lânt. Era prin, te-am văzut la profesor, era cu arii, nu era cu lânt. Miruna, în problema asta, dacă autorul nu îi dea mărimea de 12 și lucram cu L, lucram numeric. Nu mai lucram numeric. Și mergea problema cu L, așa, în funcție de L, mergea area pătrat, mergea pătrat. Nu avea nicio lacă, n-avea nimic. Hai să facem acum. Exact. Hai să facem pe asta. N-avea nimic și trebuia să lucrezi cu L. Deci să dă un pătrat. În care, iată, A, B, C, D. Și se ia punctul M, încă să fie o treime din DC. Iar în U, să fie la jumătate. Și să aflăm area triunghiului AMN. Deci să aflăm area triunghiului AMN. Știm că... Nu știm nimic. Doar că M e o treime din... De ce? DM e o treime din DC. Deci DM egal cu 1 pe 3 din DC. Și că BN e egal cu NC. BN egal cu N B. Notăm BC cu L. O să avem că CN e egal cu CN egal cu L pe 2. Deci asta este L pe 2. Da. L pe 2. Asta e L pe 3. E o treime din toate latura. Aici e 2 L pe 3. Și asta e L. Și atunci zicem aria